Bine ați revenit pe canalul de YouTube al site-ului Aquaria.com. Înainte de horoscopul obișnuit, vreau să spun la mulți ani celor care au azi ceva important de sărbătorit: Ioan, Ion, Ionel, Ionuț, Ioana, Ionela și tot așa. Să fiți fericiți, să fiți sănătoși, norocoși, stelele să stea alături de voi întotdeauna și destinul să vă fie bun. La mulți ani așadar! Acum, pentru toată lumea, pentru toate zodiile, să pornim la drum cu horoscopul zilnic al zilei de marți, 7 ianuarie. Pentru berbeci este o zi un pic anapoda, merg multe invers decât v-ați propus. Deci trebuie să aveți foarte multă răbdare cu toate aceste hopuri care vă apar în cale când vă e lumea mai dragă. De fapt, foarte multe din aceste hopuri, piedici, provin din felul în care vă privesc unii. Unii v-au pus niște etichete nepotrivite, neadecvate, nemeritate și pentru că unii vă știu într-un anumit fel, fără să fie neapărat imaginea voastră reală, dați piept cu aceste refuzuri. Unii au auzit despre voi că ați fi, nu știu, neparolist și nu vor să lucreze astăzi cu voi. Alții spun că nu sunteți demn de încredere la un anumit, la o anumită sarcină de serviciu și iarăși preferă să nu vă dea vouă această sarcină. E, toate acestea sunt niște etichete puse de-a lungul timpului pe voi și care acum vă creează unele neplăceri. Ca atare, efortul vostru cel mai mare astăzi trebuie să fie în a alunga părerea greșită sau proastă a celor cu care vă confruntați. Să le demonstrați prin adevăr, prin realitate, că lucrurile stau cu totul altfel decât cred ei, au auzit ei. Probabil la origine sunt niște judecăți de valoare eronate, niște bârfe nepotrivite, niște zvonuri la adresa voastră, poate niște erori mai vechi pe care unii nu le-au putut ierta, uita, deși voi de mult ați trecut peste momentul ăla. E ca și cum ați cunoscut pe cineva la 15 ani, de exemplu, și spuneați despre el la vremea respectivă, coleg de liceu fiind, era un neserios, nu-și făcea temele, fugea de la școală și în același fel sunteți tentat să-l tratați și acum, deși are 30 de ani. Între timp el s-a maturizat, el s-a schimbat, el și-a demonstrat valoarea, dar voi tot așa îl priviți. E ceva similar veți simți pe pielea voastră, că unii vă văd așa cum erați acum 10 ani, așa cum erați într-un moment în care, da, ați făcut o greșeală, ați călcat strâmb, ați spus o prostie. E, între timp, lucrurile clar că sunt diferite, dar purtați o pată pe reputație, pe imaginea voastră și azi trebuie să luptați împotriva ei. Să arătați că nu mai e nimic adevărat din ceea ce spune lumea, știe lumea, crede lumea despre voi, ci voi între timp sunteți om serios, om parolist, om demn de încredere și prin ceea ce faceți azi puteți să recuperați ceva din imaginea, reputația, faima, felul în care lumea vă judecă, vă privește, vă înțelege. Nu merită să mai purtați acea etichetă de mult depășită, dar iată, mai aveți de-a face cu unele persoane care între timp așa au rămas cu ideea, că voi sunteți așa cum erați atunci când v-au pus această etichetă pe imaginea voastră. Pentru Taur este o zi liniștită, culmea, deși ați intrat serios la treabă, deși aveți o agendă plină de activități la serviciu, acasă și așa mai departe, voi aveți o stare așa de relaș sau poate vă faceți timp pentru acest relaș. Chiar dacă aveți o zi încărcată, voi tot vă găsiți câteva ore de relaxare, de dolce far niente, de odihnă, de stare de zen, de meditație, de eliberare de toate problemele undeva, poate chiar afară, în exterior, la o mică plimbare, găsiți starea necesară pentru a vă vedea și de liniștea voastră, de starea voastră de bine, de confortul vostru personal. Ca atare, ceea ce vă face plăcere cu adevărat, dar care implică o activitate pasivă, sedentară, fără prea multe eforturi, e
pe placul vostru astăzi și îi veți găsi acolo câteva minute, ore, la sfârșit de zi, ca să spuneți că e o zi excelentă din punctul ăsta de vedere. Oricât de grea a fost ziua pe parcursul tuturor activităților pe care vi le-ați asumat, tot vă găsiți acea stare de bine printr-un moment de relaxare, evadare, detașare, uitare și așa mai departe, doar voi cu voi, doar voi cu gândurile voastre, într-o zonă în care nu prea lăsați pe nimeni să se apropie. Că nu aveți nevoie nici de gălăgie, nici să vă bată cineva la cap, nici să vă strice cineva această stare binefăcătoare de zen. Deci, asumați-vă această evadare, orice ar spune lumea. Chiar dacă soția spune, da, acum ți-a venit ție să dormi, e da, acum va veni să dormiți. Pentru că aveți nevoie de această stare de bine pe care vă puteți lua, că aveți dreptul ăsta, libertatea aceasta să vă aduceți aminte și de nevoile voastre. Gemenii au o zi bună. În sfârșit, după multe zile în care cred că v-am spus și lucruri nu tocmai fericite, de data asta viața vine cu un dar pentru voi, vine cu o veste bună. Vă întâlniți cu cineva, prezența sa vă face foarte bine, vă încarcă de energie pozitivă. E ca și cum la voi Moș Crăciun abia astăzi vine. E o recompensă, o răsplată, o vorbă bună, o laudă, o apreciere, o veste extraordinară care în sfârșit vă readuce aminte că viața e frumoasă, viața e veselă, e colorată, e amuzantă și mai uitați de probleme și de acele stări cu care ați intrat în anul nou, de oarecare angoasă, de nesiguranță, de teamă de ceea ce urmează. În sfârșit se arată și orizonturile acelea bune și veștile vin prin intermediul unor persoane, tinere, copii, niște mesageri bineveniți, care apar exact atunci când trebuie și îi veți privi ca pe niște prieteni foarte buni de care chiar aveați nevoie. Prezența lor vă face bine, vă readuce zâmbetul pe buze. Poate chiar ei sunt aducătorii acelui dar, dacă e un dar concret sau doar un dar în vorbe, doar un dar în vești pozitive. E o plăcere pentru voi să stați în compania acestor persoane, chiar dacă nu par să fie cei mai apropiați prieteni, cei mai de suflet prieteni. Pot fi simple cunoștințe, întâlnite chiar și pe stradă, întâmplător, dar prezența lor, întâlnirea cu ei e ca o binefacere pentru voi. Datorită lor veți spune la sfârșitul zilei că a fost o zi bună. Ceva din atmosfera creată prin această întâlnire va deveni darul vostru suprem pe parcursul acestei zile, încât să spuneți la finalul zilei, da, am avut o zi excelentă. Pentru raci este o zi de oarecare încurcături, așa, de natură sentimentală, cumva. Sunteți într-un hățiș și nu prea găsiți calea. S-au complicat niște lucruri în relația de suflet. Poate v-ați complicat cu două iubiri simultan. Poate una a spus partenerului și alta a înțeles sau chiar invers. Voi ați înțeles un pic greșit ceea ce vroia partenerul să spună sau persoana iubită. Este un labirint acolo. Simțiți că nu găsiți ieșirea din zona aceasta de rută, de derivă în care vă aflați. Aveți nevoie de cineva foarte apropiat să vă facă un pic de ordine în suflet, în inimă. Ar fi ideal să fie chiar persoana iubită, dar dacă ea e cea care a declanșat aglomerația asta, nebunia asta, greu de crezut că vă scoate azi din acest impas. Dar simțiți că nu găsiți ieșirea dintr-o situație cu iz emoțional, afectiv, familial, sentimental, ceva de suflet, acolo e o mare încurcătură. Nu știți încotro să o luați, nu știți ce să faceți. Vă tot puneți aceste întrebări și vă simțiți cumva blocat. Nu apare ieșirea deocamdată, nu apare luminița de la capătul tunelului și clar, lucrul ăsta generează stări foarte puternice, că voi, race, sunteți într-o perioadă în care sunteți foarte marcați de acele cinci planete din zodia diametral opusă, clar că voi veți fi destul de încercați și greu veți găsi înțelegere,
calm, armonie în relația cu restul lumii. Dacă e vorba de partener, cu atât mai mult. Nu prea sunteți pe aceeași lungime de undă. De multe ori simțiți iubirea, relația de familie, relația de cuplu, ca pe acel labirint în care orbecăiți, nu știți încotro să o luați. Fiecare zi aduce câte o surpriză, nu neapărat pozitivă. Și astăzi parcă simțiți și mai tare că se încurcă lucrurile, se complică lucrurile. E ca la acel status de pe Facebook. It's complicated. Da, cam așa sunteți și voi, într-o stare un pic complicată în plan sentimental, dar nu trebuie azi să faceți minuni, să faceți hocus pocus și să ieșiți din zona asta de derivă, că nu prea reușiți. Mai bine lăsați lucrurile o zi, două să se așeze, măcar să se așeze furtuna aceasta de emoții, că totul e în interiorul vostru și greu vă găsiți liniștea, armonia, pacea interioară. Și cât timp voi nu știți ce să faceți, nicio soluție, nimic nu se arată la orizont pozitiv ca să vă liniștiți și voi finalmente. Am ajuns la lei care ar trebui să aibă o zi bună. E bună din anumite puncte de vedere, foarte bună în plan familial, de exemplu, acolo se pot întâmpla anumite evenimente plăcute de suflet, apar vești bune, poate aveți aniversați prin familie și sigur aveți că toată lumea are pe undeva un Ion sau o Ioană. Deci sigur e o atmosferă foarte plăcută ori de câte ori intrați în contact cu familia, cu rudele, cu părinții, cu copiii, poate ieșiți undeva împreună cu copiii și asta vă va face ziua nemaipomenită, luminoasă, frumoasă. Aveți motive să spuneți că sunteți fericit. Nu la fel de bine stați din alte puncte de vedere. Mergeți pe o sârmă foarte subțire, ori în plan profesional, ceva nu e în siguranță acolo și mergeți așa cu grijă să nu cumva să dezechilibrați ceva și așa destul de fragil sau poate bugetul nu e tocmai fericit și stați cu bănuții aia și țineți ca nu cumva să alunecați la extreme, de la puținul cât aveți la zero sau la sub zero. E exact sentimentul ăsta că parcă mergeți pe sârmă, cu mare grijă, cu tiptil, tiptil, să nu deranjați pe cineva fiind confortul, echilibru, starea de bine. Preferați să faceți pași mărunți, să nu dați nimic jos, precum un elefant care merge printre porțelanuri, cu mare grijă. Știți că un pic dacă v-ați dus mai încolo, ați putea dezechilibra situația. Da, e o stare fragilă, pe un anumit plan al vieții există această zonă sensibilă, fragilă, greu de păstrat pe un teren cât de cât liniștit și de aceea tot ce faceți, faceți cu extremă prudență, conștient că cea mai mică greșeală poate strica, dezechilibra, dărâma tot ceea ce cu greu ați construit. Practic tot ce ați construit a ajuns la un nivel fragil în care, da, un pic dacă l-ați atins, cine știe ce se întâmplă, dar norocul vostru este că spuneam că în plan familial, sentimental, afectiv, acolo se întâmplă lucruri bune. S-ar putea să vă regăsiți echilibru datorită acestor persoane dragi. Da, poate ați venit de la serviciu supărat că mergeți pe acea zonă, pe gheața aia subțire, dar este alături familia care vă spune, stai, suntem cu tine, orice ar fi, noi te susținem. Sau banii nu merg tocmai bine și tot familia și cei dragi spun, nicio problemă, o să ne descurcăm noi. Deci echilibru vi-l găsiți datorită celor dragi care vă înconjoară cu dragostea lor, cu înțelegerea lor, cu optimismul lor și asta, pentru că sunteți susținut, asta vă dă putere să mergeți chiar și așa pe acea sârmă foarte fragilă pe care cu greu vă păstrați echilibru. Fecioarele visează deja departe. Abia au trecut sărbătorile și voi deja parcă vă faceți planuri de viitor, de o vacanță pe undeva, de un concediu la vară, de o călătorie foarte importantă. Vă găsiți timp astăzi, tocmai pentru că este o zi de sărbătoare, vă mai găsiți câteva clipe să visați. Și visați cu ochii deschiși, într-o stare așa de relaxare totală, la o cafea, la o țigară, la un pahar de vin,
stați și priviți spre viitor, poate chiar sunt niște planuri foarte îndepărtate de viitor care se vor arăta aceste roade abia la anul, de exemplu, prin 2021 tocmai. Nici la început 2020, că voi deja planificați ce o să faceți la anul, pentru că visați la o viață mai bună, dar care s-ar putea să nu se vadă anul acesta, ci ceea ce urmează să faceți anul acesta o să-și arate efectele tocmai la anul. Și de aceea voi sunteți dispuși să așteptați, să munciți, să faceți ce aveți de făcut ca să culegeți roadele anul viitor. Acum e acea stare perfectă de planificare la modul acesta idealist, visare cu ochii deschiși, planuri mărețe de viitor, scenarii minunate de ceea ce urmează să se întâmple. Deci pare o zi plăcută din punctul ăsta de vedere că vă permiteți această visare, această programare a viitorului până cine știe unde, deci chiar și până la anul, având curaj să visați lucruri mărețe, planuri cu totul deosebite, călătorii cu totul deosebite. Probabil chiar aveți de gând, ori anul acesta, ori, cum spuneam, tocmai la anul, să faceți o mare schimbare de viață, de sens, de cale, de țară, de localitate, de profesie, o mare schimbare în care vă puneți toate speranțele și visați de fapt că totul va fi mult mai bine și mult mai liniștit în viața voastră când acel eveniment, deocamdată la nivel de vis, o să și devină realitate. Deci, alimentați-vă acest vis cu multă bucurie, cu optimism, cu gândire pozitivă, că sunt mari șanse să-l vedeți cândva atins. Balanțele ar trebui să aibă o zi relaxantă. Probabil ziua vă îndeamnă la petreceri, la ieșiri, la o cafea, la un vin fierbe undeva cu prietenii și lucrul ăsta e cel mai relaxant lucru al săptămânii. Se adună câțiva prieteni acolo, 2, 3 prieteni în jurul vostru și aveți multe de discutat, poate chiar nu v-ați văzut cu ei de sărbători și aveți multe acum de adus la zi, dar parcă aveți nevoie de a ieși undeva. Nu vă întâlniți la unul acasă sau ceva de genul ăsta, ci vreți să ieșiți în lume. Poate nu neapărat la un local, la o cofetărie, ci chiar duceți mai departe aventura. Hai să mergem la schi împreună. Da, e în mijlocul săptămânii, să zicem, dar parcă pe voi vă cheamă încă ceva departe de casă. Ar fi bună o escapadă, o drumeție, o excursie, o plimbare cu mașina, cu bicicleta, cu sania, cu ce-o fi, dar să nu stați acasă, să nu stați într-un loc. Pe unde vă plimbați, aveți ocazia să dați de oameni veseli, de oameni puși pe șotii, pe distracție. Distracție e la ea acasă, da, e zi de lucru, dar e o zi de sărbătoare totuși și e foarte important să acordați aceste zile măcar câteva ore, probabil spre finalul zilei, prin care să vă detașați de toate. Vă detașați, vă încărcați bateriile, vă reîncărcați bateriile, că deja erau încărcate, dar parcă după prima zi de lucru un pic v-ați posomorât, că începe iar o săptămână de lucru, alt an, altă săptămână, alte zile, alte. Asta un pic v-a coborât moralul și nivelul de energie. Dar azi, într-o zi de marți, se reîncarcă un pic bateriile și descoperiți că, uite, mai e motiv de sărbătoare. Au fost atâtea sărbători, dar mai avem una și atunci puteți profita din plin alături de oameni cu aceeași dorință de distracție, de socializare, de detașare de toate într-o astfel de zi. Pentru scorpioni, se menține o stare care deja am mai spus-o și zilele trecute, că parcă ați fi un pic pus la zid, că cineva are ceva cu voi. Că sunteți sau nu sunteți vinovat de vreo greșeală, de vreo gafă, de vreo vorbă aruncată, de cine știe ce alt gest pe care nu l-ați gândit prea mult atunci când l-ați făcut, acum vin repercusiunile acestui gest și cineva a avut de suferit de pe urma voastră. E, acum se întoarce cumva bumerangul și vă atinge efectul propriilor voastre
gesturi, cuvinte, fapte. Da, ați făcut cândva o prostioară, dar acum se întoarce. Atunci cineva a avut de suferit. Nu înseamnă că acela își întoarce foaia sau vă plătește cu aceeași monedă. Nu, nu e obligatoriu, nu e un gest de răzbunare acolo. Dar știți cum este, există o lege a cauzei și efectului. Ați cauzat cândva cuiva un dezechilibru și acum cumva se întoarce. E un preț mic de plătit acolo pentru faptul că ați greșit față de cineva. Dar culmea e că s-ar putea și voi să simțiți acest lucru. Vă simțiți vinovat, sunteți conștient că cineva a avut de suferit și regretați, poate încercați să reparați. În momentul când vi se spune că ați greșit, spuneți da, recunosc și nu lăsați orgoliul din voi să nu recunoască lucrul ăsta. E bine un pic să coborâți ștacheta și dacă într-adevăr ați comis-o, să vă cereți scuze, să reparați, să vă asumați judecata, critica, acel tir de săgeți îndreptat sau întors cumva către voi în cazul în care este urmarea propriilor voastre fapte de altă dată. Dar emoțional nu vă simțiți chiar în apele voastre, tocmai din cauza acestui motiv că se întorc asupra voastră aceste vorbe, sau poate mai mult decât vorbe, poate chiar niște urmări concrete ale faptelor voastre. Greu să spun acum ce, dar se cam întoarce roata. Și ceva acum e în terenul vostru și trebuie să vă rezolvați problema tot voi de unii singuri. Săgetătorii sunt într-o agitație completă, continuă, nebunească astăzi. Nimeriți prin tot felul de medii în care planează competiția. E gris o agresivitate acolo. Sunt mulți care se luptă pentru a avea ultimul cuvânt, pentru a câștiga un concurs, pentru a pune mâna pe un premiu, pentru a se remarca. Și voi sunteți implicați în această luptă pentru putere, luptă pentru supremație, luptă pentru primul loc. Dar s-ar putea să fiți în plutonul fruntaș. Aveți niște aturi, aveți un as în mânecă sau poate mai mulți ași în mânecă. Voi aveți niște calități, niște talente, niște avantaje personale de care vă puteți folosi exact atunci când trebuie ca să îi dați pe toți deoparte. Nu este o luptă negativă, agresivă, nu e o dușmănie acolo. Este o adversitate, pentru că toți vor, toți caută succesul acela, dar și voi îl vreți și vă implicați cu toate armele în această luptă pentru această reușită pentru care toți aleargă. E Pluton fruntaș, voi sunteți în acest Pluton fruntaș, dar clar, aveți acolo niște rivali, trebuie și pe aceia să-i dați deoparte, să vă folosiți de toate acele arme corecte ale voastre să aveți în cele din urmă câștig de cauză. Și aveți mari șanse. Dacă astăzi aveți de dat un interviu de angajare, un concurs, există o competiție, există o argumentare foarte aprinsă acolo la serviciu, s-ar putea ca voi să fiți printre cei câștigători, printre cei mai bine susținuți de un vânt prielnic, așa, care vă trimite direct la țintă. Pe voi nu vă sperie competiția, ci dimpotrivă vă ambiționează, vă ajută să vă adunați forțele pentru a reuși. Probabil este și un premiu la final și cu atât mai motivat sunteți să trageți tare ca să ajungeți mai repede acolo, dar tot ce faceți, faceți cu sinceritate, corectitudine, urmând regulile jocului, deci nu vă abateți, nu faceți nimic călcând strâmb, ci mergând exact pe traseul corect, ca la un circuit, așa, sunteți ca la maraton, e mult de alergat la maraton, dar e un traseu acolo. Sunt atâția kilometri de făcut, voi știți că aveți atâta și vă drămuiți bine forțele să ajungeți la final, dar mergând absolut pe traseul dat.
nu sărind peste etape, nu tăind pe scurtătură sau dând la joale celorlalți ca să vă asigurați câteva etape înaintea tuturor. Nu, mergeți pe calea cea bună, luptați, puneți-vă în joc toate calitățile, că aveți o grămadă, aveți bagajul plin de calități cu atâtea planete în Capricorn, în casa a doua. Totul e doar să rezistați acestui frecuș, că e o luptă acolo, nu e chiar simplu să ajungeți la roadele visate. Și capricornii sunt într-o situație oarecum similară. Norocul vostru e că sunteți din start ajutat, că aveți bagajul doldora de resurse, chiar dacă e greu. Nu zice nimeni că ceea ce puteți obține în urma unei competiții în care vă implicați și voi, nu zice nimeni că succesul e al vostru asigurat sau că e simplu sau că ajungeți repede la rezultate. Nu, vă asumați, oricât ar dura, oricât de greu ar fi, voi vă implicați în această luptă pentru succes și cu cât mai puternici sunt rivalii, adversarii sau concurenții alături de care alergați în cursa aceasta, cu atât mai motivați sunteți, cu atât mai ambițios sunteți, cu atât mai stimulați să trageți tare și să ajungeți acolo unde v-ați propus. Nu e o cursă ușoară, repet acest lucru, s-ar putea să se schimbe plutonul fruntaș de câteva ori, ba sunteți printre primii, ba întrec alții și iar trebuie să luptați să vă recuperați dezavantajul. Deci nu, dacă vă vedeți printre primii, nu vă culcați pe laurii victoriei. Continuați ca să vă asigurați mai departe detașarea de plutonul fruntaș. Nu mai e mult, probabil, până ajungeți la roadele acestui proiect, plan, această activitate în care depuneți atâtea eforturi, dar nu înseamnă că finalul e ușor. De multe ori, finalul unei curse este cel mai greu, că trebuie să vă concentrați toate forțele pe ultima turnantă. Cam așa sunteți și voi acum, pe ultima turnantă acestui plan, proiect, drum, sens, ce-o fi, dar nu înseamnă că din start, doar pentru că sunteți Capricorn și aveți atâtea planete în zodia voastră, din start ați fi favorizat. Nu, mai sunt și alții favorizați și trebuie să continuați lupta până ajungeți la capăt. Vărsătorii au o zi foarte aglomerată. Voi pierdeți foarte mult timp pe lucruri neimportante. Poate da, ați fi vrut să aveți o zi mai interesantă, mai ușoară, mai lejeră, mai este și o zi de sărbătoare, sigur că v-ați fi dorit asta, dar cel mai tare vă deranjează că pierdeți timp prețios pe nimicuri care tare bine ar fi fost să nu existe. Pierdeți vreme în trafic. Pierdeți vreme așteptând autobuzul, pierdeți vreme la semafor, pierdeți vreme la magazin. Peste tot e un consum de timp, nu mult, nu înseamnă că stați cu orele acolo, dar simțiți că se duce mai mult timp decât v-ați fi propus pe astfel de lucruri. Nu înseamnă că le-ați fi putut amâna. Probabil sunt lucruri obligatorii, cotidiene de care oricum nu puteți scăpa și asta s-ar putea să fie mai multe și mai mărunte decât oricând, ceea ce clar că pe voi vă irită. Voi nu sunteți genul care vă pierdeți timpul, energia pe astfel de mărunțișuri. Tocmai de-aia e greu, că în timpul ăla tare ați fi făcut lucruri mai interesante, tare ați fi avut un proiect mult mai incitant care ar fi necesitat timpul acesta pe care îl ratați acum, îl risipiți aiurea. E deranjant pentru voi să pierdeți resurse atât de importante în trafic, în aglomerație, pe certuri, pe curățenie, pe ordine, pe lucruri pe care ori ar fi putut să le facă alții, ori poate nu era momentul acum să le faceți, dar iată, era și vremea lor să vă ocupați odată și odată de aceste mărunțișuri sau nu pot fi evitate. Orice ați face, traficul nu poate fi evitat, aglomerația nu poate fi evitată, cine știe ce alte treburi s-au adunat în ultima vreme și acum cumva trebuie să le aduceți la măcar la o zonă de echilibru, să mai bifați câteva dintre ele. Dar clar, lucrul ăsta o să vă deranjeze că s-a dus timpul și o să spuneți la sfârșitul zilei fără rost.
Și în sfârșit am ajuns la pești care trec astfel într-un fel de exercițiu de încredere. Trebuie să vă bazați pe sfaturile, îndrumările, informațiile, ajutorul, prezența altei persoane. Poate nu e cea mai apropiată persoană, poate nu e o persoană în care chiar ați fi tentat să băgați mâna în foc. Nu sunteți 100% sigur că această persoană merită atenție. Probabil voi ați așteptat ajutorul sau sfaturile sau îndrumările de la cu totul altcineva. Și acel cineva nu este disponibil din diverse motive și atunci vi se oferă o alternativă din partea altcuiva, dar nu prea știți ce să faceți. Să acceptați sau să nu acceptați ajutorul său. Merită ascultat sau nu merită ascultat. Poate ar fi bine să-i acordați încredere, că totuși e o perioadă în care încrederea contează enorm și nu vă grăbiți încă să extrageți concluzii. După un lucru mărunt pe care l-a făcut și dacă l-a făcut bine, să ziceți, wow, e om de caracter, e de nădejde, o să am și altă dată încredere în el. Nu vă bazați că dacă primul lucru l-a făcut bine, tot așa va face în continuare. Testați-l, testați încrederea voastră în el. A făcut bine un lucru? Super, are un punct acolo. L-a mai făcut și pe al doilea? Încă un punct acolo. Treceți-l pe acest om prin mai multe teste de încercare. Și la final, dacă păstrează linia aceasta foarte bună, puteți spune că da, merită încredere, merită să-l luați alături, merită să lucrați alături de el, merită să începeți o relație cu el și așa mai departe. Nu vă lăsați păcălit de prima impresie, măcar două impresii să aveți. Nu vă lăsați păcălit de prima întâlnire cu cineva, măcar două să aveți și așa mai departe. Nu prima dată e regula lucrurilor, ci trebuie să treceți acel lucru prin mai multe încercări până vă dați seama dacă e demn de încredere, de iubire, de prietenie, de ascultare, de toate celelalte. Același lucru vi se poate întâmpla și vouă. Deci, da, sunteți alături de cineva care are nevoie de ajutorul vostru, dar să nu vă mire că după primul ajutor nu l-ați câștigat cu totul, nu ați ajuns direct la inima lui, la încrederea lui, veți mai fi testat, încercat și altă dată. Deci e foarte posibil azi să aveți acel sentiment al celei de-a doua șanse, de a doua încercare prin care să demonstrați pe ce nivel vă aflați. Nimic nu iese din prima, dar din a doua, da, ar putea să iasă mult mai bine. Din nou, la mulți ani, duceți-vă și beți ceva bun alături de cei dragi care astăzi au ceva de aniversat sau voi și să ne vedem cu bine și mâine.